Bună seara! Bine, dragilor, și vă aștept de fiecare dată cu mult drag. Pentru mine este o mare bucurie să ne vedem și să pornim la treabă. Tema pentru acasă, pentru acasă, clasa a patra. Asta facem acum. Poftim, Cristina. Acoladă, 2013, domn profesor. Deci, 2013. Împărțit la paranteză pătrată, 2014. 2014. Minus 2012. 2012. Împărțit la, deschideți paranteză rotundă, A plus 1. Închideți paranteza rotundă și pătrată. Plus 2013. Închideți și acolada. Așa. Împărțit la 2014 plus 2014. Egal cu, trebuie să-mi spui rezultatul. Este egal cu 2015. Egal cu 2015. Mi l-am dictat corect, m-am verificat. Da. Mai întâi privim cu foarte multă atenție, ne facem un program de lucru, da? Un plan de lucru și cine este în stare să povestească cum crede el că va lucra, se anunță. Deci mai privim câteva clipe, cam cum aș face. Aș face așa, aș face așa, aș face așa și povestești. Exact. Poftim, Daria. Eu m-am gândit să facem 2013, toată această acoladă împărțit la 14 este egal la cu 2014. Toată acolada asta împărțit de aici. La 2014. Așa. Că va fi egal cu 2015 minus 2014. Adică tu ai văzut că este vorba de o adunare. Tot ăsta de aici, rezultatul, plus ăsta, e egal cu 2015. Deci e un termen al adunării de la început până inclusiv de dincoace de 2014, plus ăsta egal cu așa ceva. Și atunci, ăsta de aici, din doi termeni adun, 3 plus 4 fac 7, atunci 3-ul este egal cu 7 minus 4. Bine ai pornit. Da. Davide, te rog, după ce am făcut chestia asta, apare că 3-ul, adică tot ăsta, da, tot ăsta, este egal cu, cu cât am spus, cu 2015 minus 2014, cu 1 va fi. Da. Deci, da, ne închipuim că aici face toată asta egal cu 1. Da? Ce ai de gând să faci de acolo înainte? Acolo 2014. Deci, ai așa scris. Până aici, hai să spun dedesubt aici, tu nu mai privești partea. Să scriem, aici, nu? Da? Egal aici, o spun egal, da, dedesubt. Ca să nu... Da, nu mai copiem. Egal cu 1. Egal cu 1. Asta nu mai există. Corect. Ce ai de gând? Dacă toată acolada asta împărțit la 2014 egal cu 1. Am de gând să fac 2014 ori 1. Adică vei spune că toată acolada, așa am răspuns. Deci voi, voi face. Acolada va fi egală cu 2014 ori 1. Pentru că am un de împărțit. Ăsta e împărțitorul și am câtul împărțirii. Da. Și atunci de împărțitul este egal cu cât ori, ori împărțitorul. Stefania? Casandra. Zice bine, nu? Deci, în etapa a doua, se va vedea doar atât. Paranteza asta este egal cu, paranteza asta, este egal cu cât? 2014. 14 ori 1. Și în condițiile astea, nu mai avem acolada. Deci acolada a dispărut. Și înseamnă că până asta toată de aici, egal cu 2014, ori, nu? 2014. Din nou se va prezenta, fiind ce? O adunare, adică dintre paranteza, adică numărul ăsta împărțit la și adunat cu ăsta, fac așa ceva. Deci asta toată, în etapa următoare, va fi aici scrisă, este egal cu adunată și cu 2013, face 2014. Casandra, ce vei face la etapa următoare? Ai o adunare egal cu 2014. Atunci, numai
partea asta va fi egal cu cine? În termenul al adunării? 2014. Da, minus 2013. Tot 1 va fi, da? Va fi în etapa următoare, vedem că va fi 1. Deci asta toată va fi egal cu 1. Să ajungem până acolo și nu mai gândim. Corect. Perfect. Mă conduce Cassandra. Celălalt lucrați amândoi, lucrați în, da. Nu mai uitați, nu vă uitați loc, lucrați în față, da? Te rog, Cassandra. Deci echivalent, scriem echivalent cu stereoscopii din nou, până aici, egal cu 2015 minus 1, da? 2015 minus 2014. Te rog să vorbiți. Dar tu lucrezi, te uiți pe cățelul tău, așa cum ai mai vorbit și lucrezi. Nu te uiți la tablă, ce? Vorbești că eu știu ce spui tu. Așa. Deschideți paranteza pe față. 2014 minus 2012. Împărțit la A plus. Deschidem paranteza. Rotundă. Rotundă, A plus 1. A plus 1. Închidem paranteza rotundă. O închidem pe cea pătrată. Plus 2013. Egal cu... Închidem 2013. Închidem acolo, da. Împărțit la 2014, ca să am, da? Așa. Păi la 2014 este egal cu... Egal cu 1. 2015 minus 2014. Așa scrie. 2015. Ca să înțeleagă și prietenii noștri. 2015 minus 2014, care e egal cu 1, da? Bun. Asta e etapa întâi. Etapa a doua. A doua etapă. Deschidem... Deci toată asta va fi egală cu 1 ori 2015 va fi, nu? Ori 2014. Așa va fi, da? Deci în etapa a doua vom scrie acolada, vorbește. 2013 împărțit la, deschidem paranteza pătrată, 2014 minus 2012 împărțit la, deschidem paranteza rotundă, plus A plus 1, închidem paranteza rotundă, închidem cea pătrată, plus 2013, închidem acolada. Egal. Egal cu 2014 ori 1. 2014 ori 1. Punem tot 2014. Mare rost să punem acolada? În etapa asta? Nu, nu. Că nu mai e acolada, nu mai are niciun rost. Deci ștergem acolada de aici, da? Și ștergem și de aici. La etapa asta am făcut-o, da? Da. Bun. Okay. Care face 2014 ori 1, că e egal cu 2014. Și apoi facem din nou, scriem din totul până la... Până la închidea paranteză, egal cu? Egal cu 2014 minus 2013. Că este o adunare, cum am spus. Deci în a treia etapă, iată ieșiți de mine, vorbește. 2013 împărțit la deschidem paranteza pătrată, 2014 minus 2012 împărțit la deschidem paranteza rotundă, A plus 1, închidem cea pătrată, închidem și pe cea rotundă. Da. Egal cu 2014 minus 2013. Exact. Exact. Și acum ce mai avem pe lângă paranteză? Avem 2013. Exact. Deci, vedem așa că toată chestia asta e egal cu 1. Deci e vorba de, de împărțitul și ăsta e împărțitorul, nu? Deci de împărțitul, împărțitorul, egal cu 1. Care ar fi proba? De împărțitul este egal, de împărțitul, da? Împărțit la împărțitor, îți a dat AU? 2011. 2011. Ne pregătim un alt exercițiu. Deci asta facem. Da? Fiindcă rezultatul a fost identic, perfect, vor păstrăm și deasupra. Cristina, Cristina, Mihaela, da. Nu să scrii deasupra. Da. Daria. Deci, nu Daria, Cassandra. De împărțitul egal cu împărțitorul. Nu, de împărțitul ori deci, e o împărțire aici. Da. Egal cu 1. Câtul împărțirii?
Cum se scrie teorema împărțirii cu rest? De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul, dacă ar fi. Așa bine? Uite, să iau așa. 7, nu 7, să se poate. 8 împărțit la 4 egal cu 2, da? Nu înseamnă că este echivalent cu proba. 8 este egal cu 4 ori 2. Ăsta e 8 pentru noi. Și ăsta este 4. Și ăsta este rezultatul împărțirii 2. 8 egal cu 4 ori 2. 2013 împărțit la 1. Deci 2013 este egal cu împărțitorul toată paranteza ori 1. Nu așa ar vine? Încă o dată, nu ți-e clar. Insistăm mai mult, că când nu ți-e clar, să ne mai vorbim așa. Când ceva nu ți-e clar, insistăm până când se clarifică complet problema, pentru că așa trebuie văzut și pentru prietenii noștri care ne primesc. Deci, încă o dată spun. 8 împărțit la 4 egal cu 2. Da? 8 este egal atunci cu 4 ori 2. 8 egal cu 4 ori 2. Și atunci, noi ce zicem? Mai facem o altă împărțire. Uite, 216 împărțit la 2 este egal cu 108, ar veni, parcă, nu? 108. Pentru că 108 ori 2... Asta bine. Pentru că 108 ori 2 e egal cu 216. Hai să mutăm problema aici. Traducem-o tu. Tu acum mie, asta va fi de împărțitul, parcă 216, la noi 2013, împărțit la 2, dar noi 2 este toată paranteza asta, egal cu câtul împărțire, acolo este 108, la noi este 1. Da? Este egal cu 1. Și atunci ce zicem? 2013. Așa. 2013 este egal cu cine? Cu împărțitorul tot. Dar nu știu cât e împărțitor. Păi nu știm. Punem paranteza în loc de împărțitor. Deci în loc de împărțitor punem paranteza. Deci 2013, și te rog să vorbești. 2013 este egal cu împărțitorul, adică toată asta, adică 2014. Minus 2012. Așa, A plus 1, ori 1. 2013. Dar are importanță. Totul, deci totul de mulțit, era vorba de paranteza dreaptă, ori 1. Nu? Deci împărțitorul ori câtul, dar noi s-o întâmpla să fie cât 1. Putea să fie cât altceva. Scrie, te rog. Deci 2013 egal cu... Nu, scrie, te las asta. 2013. Gata? Da. Ce A v-a dat aici? Câți data vine? Mi-a dat 2005. Mi-a 2002. 2005 și 2002. Da, mi-a dat 2002. Revedeți amândoi. Revedeți fiecare individual? Da. Că n-aveți așa răspuns. La urmă dat 2005, la unul 2002. Este un semn cu unul greșit. Da, unul e greșeală. Mai verificați odată. Verificați-vă voi. Deci, Casandra, mă întorc. De împărțitul egal cu împărțitorul pe care nu-l cunoști. De-aia am pus în paranteză. Ori câtul, ori unul. Nu? Asta e noua relație. Echivalent cu. Hai să vedem mai departe. Hai să o scriu pe ea întâi, că egalitatea poate fi privită și din dreapta spre stânga. Deci, ca și cum am zis, asta e egal cu asta. Deci o să zicem 2014, Casandra, minus 2012. Împărțit la A plus 1. Vorbește, te rog. Împărțit la A plus 1. Egal. Ori 1, nu mai vreau să mai spun, că la mulțirii 1 mulțit cu oricine face, lasă termenul schimbat, egal cu 2013. Nu mai avem nicio paranteză, nimic, acum privim așa. Avem descăzutul, scăzătorul egal cu rezultatul. Da? Descăzutul, scăzătorul, rezultatul. S-au sincronizat, da? 2013 și acea...
Deci cum o să spunem? Ăsta va fi egal cu 2013 plus ăsta. E bine așa? Uite, 8 minus 3, 8 minus 3, egal cu 5, plus 3 dă 8, da. Perfect, perfect. Ori mai pun invers, 8 minus 5 egal cu 3. Poți să spun și așa, 8 minus 5 face 3. Adică 8, 2014, minus 2013, egal cu 3, cu partea asta. Da. Deci echivalent cu a spune că 2014, e gata? V-ați sincronizat? Da, gata, da, am greșit eu. Bun, ai greșit, ai recunoscut greșeala, asta e foarte bine. Altă dată să nu mai greșești, mai atent. Deci ai 2002, spuneți acolo, domn profesor. Deci 2002 este rezultatul corect. Și te rog acum dedesubt, scrie-l tuturor un alt exercițiu. Da? Tot aici dedesubt. Nu vreau să-mi strici jocul meu de aici. Da. Sau puteți să ștergeți pe acela. Da. Care l-am făcut. Deci vine 2014 minus... Da, se poate șterge. Putem să ștergem. Da. Nu ne mai trebuie și... Și atunci, cum a zicem? 2014 minus 2013. 2013 este egal cu... Dacă am corectat, faceți cu domn profesor. Egal cu... 1. Egal cu cine? Egal cu ăsta, deci. Cu 2012. Împărțit la A plus 1. Adică 2014 minus 2013 face 1. Și scrie egalitatea invers. O să scriu 2012 împărțit la A plus 1, egal cu 1. Da, așa am scris și. Da? Foarte bine. Foarte. Facem 2012 ori... Acum... A plus 1 este egal... Asta. Deci, deci rezultă că A plus 1 egal cu... 2012 ori 1. 2012 ori 1. E bine așa? Ca idee? Deci... De împărțitorul, de împărțitul egal cu împărțitorul, ori câtul. Câtul, dacă e sau A plus 1, ori cine? Ori 1 trebuia să spun. A plus 1, ori 1, egal cu 2012. 2012. Și de aici A plus 1, ori 1 face A plus 1, adică A plus 1 egal cu 2012, de unde A va fi egal cu 2011. Că scădem un 1 din ambii membri, nu? A egal cu 2011. Și cu asta am aflat rezultat. Hai să recunoaștem. A mers bine până, până la etapa când discuția am avut-o. Așa nu era. După care aici am intrat într-un moment de nesiguranță. Adică ce n-ai văzut-o bine aici? Teorema împărțirii? Nu? Teorema împărțirii. De împărțitul, ăsta e împărțitor. Nu e sigur, pe timp, da. Vorbim așa, deschis. Egal cu câtul și teorema scrie de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul, da? Împărțitorul ori câtul, din care reiese foarte bine, lucrând pe varianta asta, din aproape una la aproape, la rezultatul acesta. Aș vrea acum toții să fiți atenți la mine. Da, opriți-vă, David, deși cu Daria. Opriți-vă. Atenția, domnul profesor. Da, atenție. Pe egheșițul acesta de la început, rezultatul a fost 2011. 11. Da? Au, 2011. Da, mai la mine. Și mie. Da. O secundă. Vreau să vă atrag atenția copiii că autorul când a compus egheșițul ăsta, l-a făcut în felul următor. Să vă explic cum a compus el egheșițul. Deci, el a început să facă niște calcule. Și a zis așa. Aici a început 2011 plus 1. El a plecat cu numărul știut. De aici am plecat el la treabă. 2011 și cu 1 a făcut 2012. A, și de aici am tot mers. Și a pus în față 2012 împărțit la
2012. Și rezultatul a fost 1. Apoi am mai... Și au zis, pe unul ăla care, care rezultat de aici scad din 2014. Din 2014 a scăzut 1 acela și știa că îi dă 2013. Și 2013 împărțit la 2013. A zis 2013 împărțit la 2013 și i-a dat 1. 1 și cu 2013 i-a dat 2014. 2014 împărțit la 2014 i-a dat 1. Și cu 2014 egal cu 2015. Deci exercițiul a fost făcut invers. Hai să scriem și noi acum, înlocuim pe A, exact cu 2011 și să vedeți perfect cum am gândit. Îl scriem. Deci el face așa. Acoladă, toată lumea scrie. Vreau să vă arăt o șmecherie foarte tare. Oprește-i din ăla. Lăsăm un pic de spațiu și le luăm un exercițiu. Da. Înlocuim pe A cu 2011 și vine 2013 împărțit la paranteză dreaptă. 2014 minus 2012 împărțit la, în paranteză, 2011 cât este, în mod normal, plus 1. Așa. Închidem paranteza dreaptă. Plus 2013, tot într-o acoladă de la început, împărțit la 2014 plus 2014 egal cu 2015. Sunt subînțelege. Deci eu pur și simplu am făcut exercițiul ăsta. Locuind pe A-ul acela care mi s-a cerut cu 2011. Așa a plecat el la joaca asta. Deci autorul a plecat în felul ăsta în construcție ieșițului. Știind cine este aici. Și acum l-o șters pe ăsta. Și în locul lui a pus cât? Plus A. Da? A. Putea să-l șteargă pe 1. Deci un alt ieșițiu care se compune foarte repede pe loc este ăsta. La, 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 la. Aici 2011 plus A. Plus A. Și te apuci de lucru și tu trebuie să-l găsești pe A, A-ul fiind 1 până la urmă care rezultat. Deci, oricare număr de aici punem și înlocuim cu A, din exercițiul ăsta așa, care totul este perfect un calcul, da? Din exercițiul ăsta care este un total, un calcul în totalitate, înlocuim pe oricare cifră credeți voi, putem face fel de fel de exerciții. Ca tema acasă, plecând de la exercițiul ăsta, atenție, plecând de la exercițiul ăsta, tăiați pe care vreți voi, în locul oricărei cifre, sigur că veți putea construi câte exerciții de acestea? Multe. Multe exerciții, nu? Mai multe. Și data viitoare vreau să ne compuneți. 8, deci că sunt 8 numere? Da, sunt 8 numere, la cel de la final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ai zis foarte bine, 8. Deci înseamnă că puteți construi cele 8 ieșiții. Înlocuind pe rând una din cifrele, una din... un număr de aici înlocuit, da? Înlocuit cu A. Din cele 8, vă rog să spuneți care va fi cel mai greu. Da? Deci, tema. Ați înțeles tema. De înlocuit pe rând. De înlocuit pe rând. Fiecare număr cu A. Fiecare număr cu A. Deci înlocuim pe rând fiecare număr cu A. Obținem 8 ieșiții. Da? Întrebare. Care vi se pare mai dificil? Ce mai dificil? Care vi se pare, din cele 8 rezolvate, care vi se pare mai dificil? Păi normal. Și cu asta v-am arătat cum compun profesorii ieșiții. Dragilor,
Ceea ce v-am arătat acum este șmecheria de dincolo de ce se vede. Toate greșițile care le-au scos părinții voștri, mamele voastre le-au scos, toate au în spate această șmecherie. Se pleacă la un calcul făcut cu paranteze, cu tot ce trebuie, și pe urmă înlocuim pe rând unde vrem noi. Păi ăsta cu A și un greșițul. Păi ăsta cu una și un alt greșițul. Păi ăsta cu una și mai departe. De aceea v-am spus că vor fi 8 greșiții, 8 filute. Din cele 8 greșiții, vreau prin comparație să constatați, să vedeți, din cele 8 greșiții, care din ele este mai dificil. Și atunci veți înțelege de ce autorul s-a dus și a locuit ea cu 2011. Locuindu-l pe ăsta dacă este dificil. Locuindu-l pe ăsta altul dacă este dificil. Și prin comparație veți înțelege care e șmecheria care se ascunde. Că nu întâmplător el a locuit de aici. Mai în interior, ca la o să-l afle tot mai târziu, să treacă multe etape. Da? Să fie mai greu. Și voi veți înțelege când compuneți greșiții de ce să fac așa ceva. Așadar, sper că am dezbătut foarte atent greșițul acesta. Poftim, Daria. Domnul profesor, mă scuzați, după ce am putea să terminăm aceea repede? O, sigur că da. Sigur că da. Deci nu încape discuții. Noi acum n-am făcut, eu v-am întrerupt din raționamentul vostru, din greșițul vostru, pentru că aveam de gând să vă prezint așa ceva. Ca să puteți să participați și să înțelegeți ce înseamnă compunerea unor greșiți. Eu am terminat, domnul profesor. Bine. Ce rezultat ți-a dat? Mie mi-a dat 330. La care? La? La acela de sus. Ăsta de aici, da? Da. Mare Davide, probabil, de lucru. Da. Și acum, Casandra, noi ne ducem la al doilea greșiț care ne-a fost lăsat acolo. Fie îi lăsăm, i-am atenționat aici. Noi să lucrăm la greșițul următor. Da? Vreau să mi le dați pe al doilea ieșițiu, că acolo unde le-au dat 205 sau... A, 202. 202. Poți să vedeți eu? Da, da. Voi vă ocupați de treaba voastră. Noi am terminat. Mama, vă pune un alt ieșițiu. Păi să termine și dată. Exact. Acolo de 2005, domn profesor. Deci, 2005. Împărțirea, paranteză pătrată, 2006 minus 2004. 2006 minus 2004. Împărțit la A plus 2. A plus 2 paranteză. Da. Închideți paranteza, închideți și pe cea pătrată. Plus 2005. Închideți și acolada. Împărțirea 2006. Acolada la ce? Și Davide de la FEDA. Da. Împărțirea 2006 plus 2006. Plus 2006. Da, cu 2007. Da. Se scrie, dictează și mie un negheșiț. Eu zic că au aceeași răspuns. E bine atunci. Da, avem aceeași răspuns. Vreau să mi-l dictez. Sau tu te poți ocupa să vii și spune un alt. O, să fie din nou greu. Să facă o profetă? Să mai scriu unul. Alte greșițiu. Da, da. Pentru ei. Poți să-i dictez repede? Nu, scrie. Atenție multă. Scrie. Și pe ce scrie, voi copiați. Da. Casandra, noi ne apucăm de lucru. Te rog, cum gândim aici? Păi facem totul până la 2000. Ne facem planul, da? Până la plus și în loc de punem plus, vin în 2007 minus ăsta, da. Nu? Da. Hai, vorbește, te rog. Acolo, 2005 împărțit la paranteză rotundă, 2006 minus 2004 împărțit la paranteză rotundă, A plus 2, închide paranteza rotundă, închide cea pătrată, plus 2005, închide acolada, împărțit la 2006, egal cu 2007 minus 2006. 7 minus 2006, ca să am și spunem, egal cu 1, ca să egal nu cu 1. Perdem timpul. Așa. Apoi, facem nou. Așa, toată acolada asta o copiem, egal cu? Cu 1 ori 2006.
Foarte bine. Deci toată acolada vorbește acum? Acolada. Nu mai punem. Nu? No? Ok. Păi. Da, că nu mai are... Deci o influență. Mira nu mai lucrează. 2005 împărțit la paranteză pătrată, 2006 minus 2004 împărțit la A plus 2, închidem paranteza pătrată și ce plus 2005 egal cu 2006 ori 1. 2006 ori 1 egal cu 2006. Perfect. Acum 2000... Se vorbește că ce ai de gând? Apoi facem 2006 minus 2005. Bun, că e o adunare egal cu rezultatul, atunci paranteza, până la paranteza dreaptă, nu așa de se spui, da? Da. Deci vine 2000... 2005 împărțit la deschidată de 2006 minus 2004 împărțit la deschidem paranteza rotundă, A plus 2, închidem paranteza rotundă și cea pătrată egal cu? Egal cu 2006 minus 2005. 5? 2006 minus 2005 egal cu? 1, da? Da. Nu vorbește, vorbește. Alo? Bună seara. Păi bine, ce spui? Am înțeles. Da. Da, 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 da. Bine, bine. La revedere. N-ai voie, n-ai voie. N-ai voie. N-ai voie. O secundă. Deci egal cu 1. De aici rezultă. Te rog să vorbești. 2005. Împărțit la asta egal cu 1 înseamnă că... Așa, păi asta vreau să insist eu ca să clarificăm, să nu mai nicio emoție. Că până acum e perfect. De împărțitul, împărțitorul. Câtul. Păi înseamnă că câtul ori împărțitor stă de împărțitor. Adică câtul ori împărțitor, scrii câtul, adică 1, ori împărțitorul, ori vorbește. Ori 2006. Da. Minus. 2006 minus 2004. Da. Împărțit la, deschidem paranteza A plus 2. Închidem paranteza, dreapta, egal cu? Egal cu 2005. Perfect, ca asta, deci nu mai e emoții deloc. Cât ori împărțitorul, egal cu așa ceva. Nu are rost să scriem pe urmă. Dar unul oriceva n-are nicio rost, unul ori, orice număr face numărul. Și asta, paranteza dreaptă, nu mai are rost. Deci echivalentă cu, hai să scriem din nou, echivalentă cu 2006. 2006. Da? Minus 2004. Da. Împărțim la deschidem paranteza. A plus 2, deschidem paranteza, egal cu 2005. Egal cu 2005. Și 2006 minus... 2006... Nu. A plus 6. Scădere. Descăzutul, scăzătorul și rezultatul scăderii. 2006 minus 2005. 2006 minus 2005 egal cu asta. Da. Asta este, da. Deci 2006 minus 2005 egal cu 2004 împărțit la A plus 2. Echivalent cu? O privim invers. 2004 împărțit egal cu 1, nu? Zicem, o privim invers. 2004, scriem. Împărțit la A plus 2. Egal cu 1. Egal cu 1. Mai scrie, mai scrie. Înveți, nu? Cred. Și 2004... Nu, A plus 2. Așa? A plus 2 ori cine? A plus 2. 2 ori câtul? Ori 1. Deci A plus 2 ori 1. Egal cu de împărțitul, da? Cu 2004. 2004. Inversul scrie. De împărțitul egal cu. Totdeauna scriu așa. De împărțitul, a zis, scrie invers. 2004 egal cu A plus 2 ori 1.
Cât ori împărțitorul, da? Ei, A plus 2 ori 1 face A plus 2. Și avem că 2004 egal cu A plus 2, da? De unde A va fi egal de aici? A, cu? A egal cu 2004 minus 2. Minus 2. 2004 minus 2 și face 2002. Cât? 2002. A egal cu 2002. Cu asta am găsit rezultatul. Foarte bine a mers. Deci ritmul bun. L-am întrebat din cauza telefonului, dar cred că mergeam foarte repede. Bravo! Profesor, cum a dat? 2002. Așa. Da? Bine. Mergem mai departe la următorul. La următorul caz, bine. Noi venim din urmă, nu-i nimic, ajungem și pe ei. Imediat. Casandra, trebuie să... Cu 2 ori. Dictează-l, domnul profesor, că nu mai știu pe la cu 2. Ok, poți fi-l eu? Da. 2 ori. Gata, l-am găsit. Mă aștept. Numai că ăsta e, nu știu cum l-ați lucrat, este greșit exercițiul ăsta. Vă dați greșit, nu vă dați bine. Hai să vedem. Îl faceți împreună. Da, este greșit. 2 ori. 2 ori. Paranteză pătrată. Paranteză rotundă. 62 ori 45. 62 ori 45. Minus 90. Împărțit, închideți paranteza rotundă. Împărțit la 100. Închideți paranteza, nu, nu se închide paranteza pătrată și nu știm unde să o închidem, domn profesor. Am înțeles. Plus. Deci aici e plus acum. Cred că așa, plus. Plus. 70 ori 40. Nu neapărat aici. Poate să o să vezi plus. 70 ori 40. Asta într-o paranteză rotundă, domn profesor. Am paranteză rotundă, dar... Aici, în fața lui 70. Plus, paranteză rotundă. 70 ori 40, da. Minus 100. Da. Închideți paranteza rotundă. Da. Împărțit la 10. Împărțit la 10. Păi tu nu ne-ai zis paranteza pătrată după... Un pic, am spus, taci, închide gura doar. Este egal cu 694. Egal cu 694. Deci exercițiul este scris așa. Nu se închide paranteza pătrată. Eu le-am pus-o lor când le-am dat exercițiu, domn profesor. Le-am închis-o aici. Așa. Dar nu cred că este bine. Nu-i bine. Da. Nu-i bine pentru că... Și aici lor totuși le-a dat. 7 ori 4, 28. Da. Minus 100, 2700. Dă împărțit la 10... 2700, împărțit la 10, 270. Nu știu unde să o închid. După 10, după împărțit la 10... Hai să vedem cam cum. E 2 ori paranteza asta dreaptă. Exact. Da? Domn profesor, așteaptă. Vreau să spun ceva? Dar nu are un necunoscut aici. Nu are. Doar să vedem dacă e adevărat sau fals. Că toată partea stângă e egal cu 694. Până la împărțit la 10. Tu ai închis-o aici? Nu, i-am închis-o după acolo că... Atunci e fals acolo. Cred că așa aici. Ia să vedem dacă așa. Ia vedeți dacă o închide. Dar da, voi cum l-ați lucrat, nu vă putea da. Bani nu i-am dat. Bine, hai, uite, lucrați-o. Hai să vedem varianta voastră, să vedem unde greșeam. Hai întâi varianta voastră. Aici a fost, da? Dat de mine. Așa a fost dat. Da, așa a fost dat. Corect, David, așa a fost dat? Da, așa a fost dat. Hai să vedem cum ați lucrat-o. Poftim, Daria. Păi, este egal cu 2 ori. Aș vrea să elimin păi. Așa da, s-a pierdut în timp. Exact. Pierdut. Este egal cu 2 ori. Paranteză pătrată. Paranteză rotundă, 2790 minus 90. 2790 minus 90. Minus paranteza rotundă împărțit la 100. Așa. Deci este rezultatul 62 ori 45, da? Da, 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 așa dă. Plus. Împărțit la 100, așteaptă, așteaptă. Împărțit la 100, plus deschide paranteza rotundă, 2800 minus 100. Da. 2800 minus 100. Închide paranteza rotundă împărțit la 10. Închide paranteza pătrată. Egal, spus să vedem dacă ajungem. Muncim. Este egal cu 2 ori, nu mai puneți paranteza pătrată, nici cea rotundă. Da. 2 ori 2700. 2790 minus 90 face 2700 împărțit la 100. Împărțit la 100 plus 2700. Plus 2700 împărțit la 10. 2700. La tot. Împărțit la 100. Plus. Lăsați puțin, unde? Stați, plus 2700 plus 2 ori, care ai zis? Păi da, asta, deci am zis 2 ori 2700 împărțit la 100. Așa, 2700 împărțit la 10. Ei, da, dar e o paranteză pătrată. 2700.
700. Paranteză între ele. Închideți paranteza rotundă. Păi, fii atent. Închid pasta rotundă, că așa împărți vine... La 10. Împărți la 10, da? Da. Și ne dă 5400 împărți la 100. Deci egal cu... În paranteză, este egal cu paranteză rotundă. 2 pe lângă. 2 ori. Doi da, 2 ori. 5400 împărți la 100. De ce 5400? Pentru că 2700 împărți la 100. Face 27. Ce-am făcut astăzi? Și de 207. 27 face, nu? Da. 2700 împărți la 100. Așa, da, mă scuzați. 27. Da, 27. Da. Și plus 27 plus 2700. Plus 2700. Da. Închideți paranteza rotundă împărți la 10. Este egal cu 2 ori 2700... 27. Da, 727 împărți la 10. 2 ori 2727 împărți la 10. Și este egal cu... Da, deci eu am făcut greșit pentru că... Nu tu ai greșit și tu ai greșit. Da, eu am greșit. Pentru că nu am mai pus paranteza pentru și nu am făcut așa la final. Dar nu în același timp vorbim, că am vorbit mai devreme. Deci tu spune, ai greșit undeva, da? Da, nu am ținut cont de paranteza pătrată de la al doilea calcul deja. Bun, și am înțeles. Tu, Davide, unde? Tu unde ai greșit? Eu am făcut o mare prostie din 2727, am împărțit la 10. Păi cum ai împărțit la 10? Și mie nu știu cum mi-a dat 270. Deci au greșit 270, zic eu, pe care l-ai împărțit. Pe ăsta l-ai împărțit cu ele. Tu aici ai împărțit. Ea l-ai împărțit în paranteză. N-ai voie. Marea greșeală este că n-ai respectat paranteza. Că te-ai dus într-o acoladă și ieri ții minte, ține-ți minte, domn profesor? Deci faptul că ai văzut împărțit, l-ai văzut pe ăsta de 5, l-ai făcut împărțirea acestuia la 10. Exact. Eu n-am ținut cum să facă. Păi ordinea efectorului operațiilor spune așa. Înmulțiri, împărțiri, prima întâlnești scăderi și înainte dacă sunt paranteze, atenție, facem paranteză rotundă, dreaptă, acolată, dar întâi rotunda. Adică faci asta rotundă întâi. Da? Deci nu mai faci greșeala asta, că împarți pe unul din ei. Adică tu l-ai împărțit doar pe 2700 la 10. Pe celălalt ai spus, nu mă interesează tine. Nu. Deci tot rezultatul trebuie să împărțim. Unde-i domn profesor greșeala? Unde trebuia închisă paranteza? Deci eu pus acolo. Nu trebuia paranteza. Eu părnesc aici. Haideți să așteptăm atunci acolo să vedem. Și acum copii, băi tăiați când ați văzut corect și lucrați-l acum de la început. Da. Are luăm așa. Lăsați-mi două secunde să scriem. Păi, domn profesor, să ștergem pe a doua paranteză pe data atunci, care am pus-o eu. După... Da, asta n-a avut niciun rost. Da. Că ia să vedem. Să punem. Ia să vedem acum. Stai, cine vrea să vorbească sau cine trebuie să vorbească? Un pic, să o lăsăm. Scrie, dragă, hai. De ce punem? Așa, uite cum puneți, cum a pus domn profesor. Hai văzut, l-am închis, da? Hai să o las pe Casana, că voi ați lucrat pe ghiși, să știi că merge. Casana, te rog. Prima dată facem paranteza. Nu, e doi ori. Doi ori. Doi ori. Deschidem paranteza pătrată. Și facem... E 2990 acolo. Ah, 2990. Minus 90, adică 2900. Vrei 2900. Hai să zicem deodată 2900. Sau poți spune direct 29. Ei, dacă și împărți la 100, mă duceți la 29. La 29. Hai, la, hai 2 ori 29. Atâta vă rămâne. 2 ori 29. Hai să scriem 2 ori 29. Da. Plus. Plus. Cassandra. 2 ori 29 plus... Dar trebuie să fac... Ah, da. Plus 70 ori 40. 7 ori 4. 28. 28. Cu 2 0 ori. 2800. Nu, ștergem un 0. De ce? Minus 100. Minus 100. Scrie așa. 2800 minus 100. În paranteză totul împărțit la 10. Egal cu. Așa. Profesor, dacă am făcut așa, unde pun paranteza? Unde? Păi aici am pus paranteza. Nu, dacă eu deja am făcut 2700.
A scris direct 2700. Împărțit la 10. Și cu paranteză aici. Nici o paranteză numai. Domn profesor, era 2790, minus 90, 2700. Deci 2 ori 27 acolo, domn profesor. 2 ori 27. 2790. 2700, 90. Nu 2900. Nu, 2790. Da, deci 7. 27. Așa, e corect. Deci 27 s-a greșit. Da, da, da. Și acum zice 7 ori 2, 14, ca asta, da? 4, 2 ori 2, 4 și 1, 5, 54, nu? 54 plus... Plus 2700 împărțit la 10. 2770. 270, care e? Egal cu? Deci la asta îngreșteați puțin. Hai. Sigur era acolo. Deci, sigur. Da, ne dă. Nu, 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 nu. Nu văd nicio treabă. Nu e bun acolo, nicio treabă. Păi trebuie să punem adevărat sau fals, domn profesor. Ah, adevărat sau fals? Da. Fals. Fără spune că e fals și cu asta basta, așa cum am pus noi. Și când o puneam în partea cealaltă, n-a fost bun. Tot așa de fals era, ba mai mult nu puteam face împărțirea la 10 acolo, eram corect. Cine a înțeles, Daria? Spune, că te explic, domn profesor. Spune, te rog. Eu am o problemă. Acolo, începutul, de unde va da 2 ori 27? Păi, 62 ori 45. 2780. Hai să facem să gândim. De ce se încercăm? 62 ori 45. 5 ori 2, 10. 5 ori 6, 30. 31. 4 ori 2, 8. 4 ori 6, 24. Corect. 0. 1 și 8, 9, 7. 2. 2790. Deci noi am făcut bine, calculatorul a făcut bine. 2790. Calculatorul niciodată nu se scală. Da, ce, tu ziceai 2780, nu așa? Da. Dar nu păcat acum, n-ai fost atent aici. De unde 80? Că ai avut 1 și 8. Am avut aceeași problemă ca ieri. Gata. Suntem prieteni, da? Da, da. Bun. Acum e la de acolo. Fals. Și tu ăsta spune că este fals. Și paranteza era acolo. Putem să o punem și noi. Gata, am descoperit. Fals, da, și paranteza e aici. Paranteza o punem acolo, că n-avea rost, acolo am împărțirea la 10 nu se putea. Da. Acum e cel de sus, domn profesor. Domnul de sus? Da. Dar dacă noi acolo... O să este asta, că îl văd. Îl văd și eu. Da. Tot așa să vedem. Da, bineînțeles, cât se dă asta? Dar acum terminam, că n-am plăcut. Casandra, îl faceți mai repede. Cu ăla de acolo. Da, puteți să vedem câte valuri am. Dar nu-i problemă. Voi faceți cât vă dă voi. Am 150. Tocmai, nu mă întrerupe. Că îți spune mai repede. Da? Vezi treaba ta, spune altă ieșiță. Mama, noi ne ducem pe culoare. Poftim, Casandra. Da, 30 plus 5 ori. Paranteză pătrată. 32 împărțit la 8. Plus 5 ori. Paranteză rotundă. 200 împărțit la 5. Minus 72 împărțit la 2. Închideți paranteza rotundă și paranteza pătrată. Să facem calcul, nu știm. Nu ne este dat un rezultat. Nu, să facem noi. Să calculăm. Descalcă, te rog. Asta nu mai spunem echivalent, ci lucrăm egal, 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 că trebuie să ajungem la rezultat. Deci egal mai departe. 30 plus 5 ori paranteză pătrată 2 împărțit la 8. Să o faceți. Ce se poate, nu? 2 împărțit la 8, ca să am, da? Nu sunt sigur că nu ești întreaba să. Nu, zici că măturăm greșelile. Da. Acum te întreb dacă e vorba să faci împărțirea. Da, poți să fac 4. 4, sigur. 4 plus 5 ori. A scris acolo ori, după 5 ori. 5 ori, da. 5 ori, 200 împărțit la 5. Adică îți face? 40. Da. Minus. 40
Păi 2 în 7 de 3 ori. A, 3. 36. Așa, 36. Închidem paranteza și pe cea dreaptă e cam mai departe cu? Păi, 30. Avem voie să 30 plus 5 să scăpăm de chestia asta? Nu, nu avem voie pentru că... Sigur că, dar e foarte tare. Deci egal de 30 plus 5 înmulți cu? 4 plus 5. 5 ori. 4 plus 10 minus 3, 6, adică 4. Da. 4. Așa. E cam mai departe cu 30 plus. 30 plus 5 ori. 5 ori. 24. Foarte bine. Ori 24. Și e cam mai departe cu 5 ori 24. O să spun. 2, 120. 120. Și cu 30, 150, nu? 150. Așa vă dați și vouă? Da, 150, da. Bun. Mergem la alte ghișițiuri, repede. Avem o problemă, domn profesor. Te rog. Într-un sertar sunt 3 perechi de mănuși maro și 3 perechi de mănuși negre. În cameră, fiind întuneric, câte mănuși trebuie luate din sertar pentru a fi sigur că avem o pereche de mănuși de aceeași culoare? Justificați răspunsul. Într-un sertar sunt 3 perechi de mănuși maro și 3 perechi de mănuși negre. În cameră, fiind întuneric, câte mănuși trebuie luate din sertar pentru a fi sigur că avem o pereche de mănuși de aceeași culoare? Justificați răspunsul. Ușor. Ușor, nu. Deci, atenție. Sunt 3 perechi de mănuși negre. De 3 fapt, perechi de mănuși maro și 3 perechi de mănuși negre. Ele nu sunt perecheate, ele sunt împrăștiate. Nu știu, da, nu știu. Deci sunt împrăștiate în sertar acolo, nu sunt perechi, perechi, două de două. Ah. Da? Așa aș vrea să cred. 3 perechi de mănuși maro și 3 perechi de mănuși negre. Da. E posibil să ne surprindem la etapa în care ele sunt puse acolo. Câte una? Câte una. Respirate, nu legate. Când întreabă câte mănuși. Trebuie. Nu câte perechi. Perechi de mănuși. Am înțeles. Da. Asta este, asta e nuanța la care trebuie să ne gândim. Deci, sunt în total... Ia ți-i dat. Stai, lasă scrii copii, dar de știi. Te rog. Nu, uite, le luăm pe toate. Justificați răspunsul. Nu. Numărul minim de mănuși luate, ca să fie foarte clar, care este numărul de minim de mănuși luate, ca să fim siguri. Că avem, avem o pereche. Avem o pereche. Care avem, că avem o pereche de mănuși, de aceeași culoare. Care e numărul minim, care avem da. Pe... Deci, în cameră fiind întuneric, câte mănuși trebuie luate din sertar, câte mănuși da. Trebuie luate din sertar, pentru a fi sigur că avem o pereche de aceeași culoare. O pereche de aceeași atenție culoare. Atenție la nuanță, copii. Da, da, da. Da. Îi defineți? 4, nu știu. Deci, în sertar sunt mănuși negre și maro. Da. De două trei perechi, trei perechi. Trei perechi și trei perechi. Stop aici. Lasă-mă la jucare. Dacă sunt trei perechi și trei perechi, ne gândim câte sunt în total șase de culoare. Maro și șase negre. Așa. Am primit un mesaj de o zi la o problemă și trebuie să citești și tu mesajul. Întâmplător l-am citit. Care spune, doamna Mihaela, vă rog frumos, nu mai vorbiți. Dar ți se adresează. Citește mesajul. Vă rog să mai frumos, că copiii trebuie să rezolvi problema. Corect, corect. Dar era la geometrie. Era la geometrie. Da, da. Când erau obosiți, doamna, am fi răspund. Copiii erau obosiți. Apropo, mi-am venit acum aminte când Cristina a dat răspunsul, că dialogul trebuie să... Deci, Cristina, da? Da, da, da. De data asta Cristina a fost, da. Bun. Ne întoarcem. Întrebarea era, dacă sunt trei perechi de mănuși negre, câte mănuși sunt în total? Șase.
6 negre și 6 maro. Asta vom spune. Deci, 6 mănuși negre și 6 mănuși maro. Asta se află în sertar. Eu aș spune 6 bile, hai să facem problema altfel. Sunt 6 bile negre și 6 bile albe. Sau 6 bile maro, da? Și nu le vedem în întuneric. Întrebarea este câte bile să luăm pentru a fi siguri că am luat o pereche, o pereche de aceeași culoare. Da. Da? Am pus în încurcătură, domnule. Din nou. Din nou în încurcătură. Problema nu știu de că e frumoasă, e simpată. Acum când începem să o înțelegem, este interesantă chiar. 56. 56. Opresc? Da, ca să spunem.